Pentru cele mai ieftine jocuri, intră acum pe g2a.com. Folosește linkul din descriere unde vei găsi și un cod de reducere. Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Elder Scrolls Skyrim aici cu Gușterul Paco. Știu că data trecută mi-ați bătut creierii. Bobo, vezi că ai uitat un cuvânt. Ei bine, uite că luăm acel cuvânt acum și să vedem despre ce este vorba. Oh, World of Power Learn, Wyrm Dragon Aspect. Ah, avem ultimul shout de Dragon Aspect. Nice, magic, shouts, Dragon Aspect, favorite, unlock. Bam, gata, uite că avem și pe ăsta acum, încât să fie totul bine și frumos, elegant și toate alea. Gata, acum sper că sunteți cu toții fericiți. Nu mai știu, nu știu ce face exact Dragon Aspect. Hai să vedem ce face. Deci Dragon Aspect zice așa: once a day, take a mighty aspect of a dragon, delivering colossal blow while armored in a hide and more powerful shouts. Deci pur și simplu ne bufăm cu totul, dar putem folosi shout-ul ăsta o dată pe zi. Asta e partea nașpa, să zic așa, dar totuși mi se pare ceva destul de mișto. Adică noi avem deja hitskin-ul care să ne ajute în situații de rahat, dar dacă nu avem hitskin-ul, ce facem, nu? Adică serios acum, ce facem dacă nu avem hitskin-ul? Ne-am dat dracu. Ok, hai să vedem pe unde trebuie să o luăm. Stai așa. Ah, văzusem asta în episodul când am fost aici, în peștera asta prima oară. Da, știu unde era asta. Stai așa. Gata. A, unde-i Serana? Cine mă mai e, mă? O, e al meu ăsta. Ah, the Soul Rend asta face. Asta e mișto. Flori. Nu găsesc ce am nevoie. Contează la niște mâncare. It's someone there, yes it is. Au, crezi că o să mă doară? O, pleacă. Ce stă, măi, high elf? Pare a fi high elf. Stai, de unde a venit săgeata aia? Orcish Shadow. E Serana aici? Sau tu știi să faci magie? No, aparent e elf normal, e wood elf. High elf, harvest blood. Woo! Bring blood to Septimus, boys. Aș vrea să o dezbrac, dar mai hai să-mi convinți. Walk in Raven Rock as a free man. Dar bine, în fine, la oricum e mort de acum. Bă, de soul rend-ul ăla chiar e drăguț. Deci mai absorb și sufletul într-un soul de la, într-o piatră de aia, și mai și ți-l transformă în zombalul ăsta. Foarte tare. Deci asta cred că e doar efectul la humans. Oh my god, e Serana. Hey, baby. Unde trebuie să mergem? Stai așa. E, mamă, unde am ieșit? Ține-mă, vere. Return to Kalicius, Cardicricius, aici. Hai să ne întoarcem să-i spunem ce s-a întâmplat în nenea ăla, ca să fie totul bine și cum trebuie. Și apoi cred că o să mergem să facem misiunea aia cu să ne întoarcem la Septimus, pentru că chiar vreau să văd despre ce este vorba. Uite, mai cum tot amânăm noi main quest-ul găsind quest-uri cât mai mișto opționale. Hi. You're back. Yep. Tell me what you found. Let me see that. Huh, I knew it. Gratian's death wasn't because of a rock fall. It was just a story to keep people away from the tombs. Now that I have his journal in hand, I can get some closure from the East Empire Company. Make them pay for lying to everyone. Good luck. Thank you. Now, I believe I owe you a little more than a debt of gratitude for all that work you did. Here, it's not much. Oh, Doamne. It's the best an old retired miner can do. Cât mi-a dat? Whoa, very, okay. The damn fool doesn't even deserve to have it. The pickaxe was made for mining, not selling.
I'll bet he stole it from the skull in the first place. Aha. Now you're finally talking some sense. A mining tool belongs in a... Are dreptate. I lost it or something. Ok. Hai să... Ce faci, mă? Faci de mâncare omului? Sărana s-a apucat să facă de mâncare. Bine, instinctele feminine s-au activat. Ok, hai să-i zic doar la că... S-a întâmplat ceva cu târnăcopul ăla și degeaba se chinuie. Ok, unde e aici ăsta? Ăsta era. Find my pickaxe yet? Blast, that careless old fool. Well, thanks for trying anyway. Here you go, for your trouble. Mersi, boss. Bring your weapons and armor to me. Oh my god, stai că... stai, boss, vreau să-ți vând niște chestii. Wow, hei. Glover Mallory. Blades, helmets... Ok, stai să începem să-i vând ăsta. Chestii pe care le-aș folosi, gen asta... Încă sunt destul de greoi. Apparel. Asta nu mai trebuie. Miscuri. Cred că n-am nevoie de goldurile astea. Vindem și noi așa ceva. Oh, stai, ce? Asta le-am eu? A, le-am echipate pe mine. Ia, asta ce are? Are shield asta, are și shield-ul. Drăguț Dorvan. Mamă, ce tare arată shield-ul ăsta, deci îmi place. Nu, dar nu vine cu nimic. Arme? Ce arme ai? Asta arată fain. Potion mace. Bă, sunt drăguțe alea de one-handed. Încă destul de puternice. O, e mai bună sabia asta, să mor tu. Cât spațiu am? Oh! Da, trebuie să mai cresc stamina. Data viitoare, tot la fel, stamina trebuie să o cresc. Ca să pot să car mai multe. Ok! Hai să ne uităm la misiuni. Deci avem acum... Stai așa, escape. Hai să o facem asta. Bring the blood to Septimus. Boom. Toarcem un Skyrim. Toarcem un Skyrim, băieți. Mergem să vedem ce am făcut noi cu acest sânge. Și de ce avem nevoie de el și... Mai exact la ce o să-l folosim. Că nu-mi dau seama. Exact. Așa. Bun. Să zicem unde e Septimus. Septimus era aici, nu? Septimus, thank you. Atât. Bam. Aia. Dar Septimus trăiește într-o groptă de asta, într-o groapă. Bă, măcar nu mai supărat pe noi că i-am tăbârcit curul data trecută. Hei, Septimus! When the top level, I can almost hear them. I feel their life energy. Ok, asta e creepy. I will make the mixture. Ok. Creepy Septimus is creepy. Ce faci acolo? Are o geantă în mână. Wow! Doctor Strange, tu ești? Damn, bro! Să sunt Doctor Strange shit! What is this? It's just a book. Huh. I can see. The world beyond burns in my mind. It's marvelous. Oh god. Hey! Oh, well, he's fucked up. Oh, say blood. Whoa, just satanic aici. Îmi dat ceva? Nu pot să fac nimica. Stai. Take. I wanna take it.
A, așa. Now what? Oh. Okay. Hi. Come, my champion. Now you have my Ogma Infinium. It contains the knowledge of the ages, as revealed to Sarsis, my loyal servant. Cine e ăla? O să viață de el. Așa. Has been shut away from the world. Septimus was a useful tool for unleashing it. Așa. Now, it is in your hands. Let us work wonders together. Ok, am înțeles. Asta-i fucked up, oleacă. Asta-i oleacă de cap de nașpa. Ok, hai Serana, știu că poți. Doamne. Stai, unde trebuie să mă duc? Să escape. What? Oh, am putea să termin aia. Am terminat? Să-i tot? Ok, să facem la asta, la altă să facem. Dacă zice că am terminat cu asta. De asta e la cam trist, atunci am terminat chestia asta. Ok, unde trebuie să mergem acum? O, aici. Apoi o luăm de la asta, deci e mai ușor până la oraș. Easy, easy, easy. Bretons are natives to of High Rock. It is home to the oldest known settlers on all of Tamriel, the Adamantine Tower Power. Ok, noi trebuie să luăm încolo. Ah, bă, arată bine, nu știu, mi-e place cum arată asta. Așa. Summon Arvac. Ce nu mai pocăra cu aici, cu cap? Aveam ba... Ce mi s-a... Băi, du-te mă de aici, mi s-a îngreunat cu ceva. Apirul, ceva greu. De ce port asta de-l dracu? Astea se vând scumpe, dar nu găsesc unde să le vând. Se nasol. Potions, no, scrolls, food, ingredients? Nu. No. Cărțile au o greutate. Au o greutate. Mamă, doi, pui mei. Tai, Attunement Sphere. Ok, fuck the Attunement Sphere. Ce e mai greu așa de la mine? 5. Fuck that shit. Altă rună după mine, aparent. Cum place mie să por rune după mine. Oală. O lăută. Ok, ajunge. Hai, Arvac. Avem de mers, boss. Dar ce mi s-a pus mie? Mi s-a pus cartea și cartea aia e unul. E unul weight și eram la limită. Uite, frate, cât de țăran trebuie să fii. Ia să vedem, ce ne așteaptă. Bă, locul arată mișto. Am fost atunci de mult, la început, când am fost cu companions pe locul ăsta. Mai mult, îmi place cum a deviat toată povestea asta. Am început cu companions, apoi am devenit vârcolac, apoi am devenit vampir, apoi am devenit pe măsa, apoi am bătut un legendary dragonborn, apoi am bătut un... Bine, mai întâi am bătut un vârcolac, apoi un vampir lord și tot așa. Băi, sunt tare. Hi. If you stand before me to accuse me of sacrificing children to the hearts of the dead, you may save your breath. Oh, Parvek. I have done no such thing, nor do I intend to. I simply wish to live my life in peace. The people of Morthal would much rather weave their own horrid tales about my life than simply ask me for the truth. Da. If they choose to fear me in their ignorance, that's their choice. But it will not change what is true. Okay. You deal with powerful forces. Take care they do not overwhelm you. Bă, am destui bani, învață-o. Așa să fac și eu level mai repede, știi? Tab exit.
The marsh is treacherous. Anyone will tell you my talents are useful here. Păi stai, ce ar trebui să fac cu Felion ăsta? Speak to Felion. My talents are much needed here in order to keep more. Sai, cum arată-s un vampir sau ceva, stai așa. Felios is rumored to have studied vampire. He might able to cure the condition. Trebuie să fiu vampir pentru asta? Cred că trebuie să fiu vampir pentru a face quest-ul ăsta. Pentru că altfel nu mi explic de ce nu mă lasă să mă... De ce nu pot vorbi cu el. Yeah. Deci dacă e asta... Bine, putem rezolva asta, dar după aia vreau să fiu înapoi vârculac. Așa că... fuck that. Ok, atunci ne toace la... misiunea principală. Dacă lucrurile așa merg... Solitude. N-am ajuns aici. Și mai aproape loc de Solitude e... e statuia asta și uite să o luăm pe aici pe undeva. Da, da, da. Ia, uite că ne toace la misiunea principală. Hai că nu găsesc. Nu găsesc ce... ce... bă, dar unde am pus sabia aia? Sabia de-am primit-o. Că așa n-am fost să o upgradez, știi? Serana e pe aici? Am pierdut iar pe Serana. Stai leacă. Hei, am uitat un cuvânt aici. Hai. Air Elemental Fury. What? Sunt mișto, shouts. Elemental Fury. The thumb imbues your arm with the speed of the wind, allowing to faster strike. Oh, sună tare. Buff-uri. Îmi plac buff-uri. Wow, stai așa. Rezistent, nebunul. Ok, a fost pocnit ăla. Oh, ce l-am pus la podea pe fraier. Lea, come on, ce take? Can take what? Oh, și ai avut și tu cap. Vezi să nu te pierzi cu firea. Tai cu capul pe umăr și chestii de-astea. Îl dreag acum downguards ăștia, mă știu de rău. God damn it. Bă, și care vreau să fiu un om bun aici și oamenii ăștia mă împiedică. Oameni răi ăștia, în jur. Ok, hopa sus. Mă gândeam, ce Dumnezeu mai mă atacă pe mine așa? Ce vine pe mine să mă iau pe mine la discuții așa? Mă gândeam, stai așa că-i downguard-ul. Ce Dumnezeu mai mă atacă pe mine așa din senin? Da, mă, da. Fucking downguard. Aia e, mă, ce pot să le fac? Le-am făcut rău, ce-i drept, le-am făcut rău, i-am rupt, i-am nenorocit și toate alea. Cred și eu că am motive să mă urască și de-astea, nu? Așa că... hai că să băgăm turbo. Până la ora așa. Mamă, de ce a obosit calul? Ce Dumnezeu? Nici eu nu cred, frate. Un cal schelet și ăsta obosește după 2 pași, 2 pași, 2 pași. Obosește, 2 pași, 2 pași, obosește, știi? Chestii de genul ăsta. O, Doamne. Sper că o iau bine. Serios, chiar sper că o iau bine. Nici nu prea pare. Ok, unde mă aflu? A, bă, da, o iau bine. Probabil că aici trebuie să fac stânga. Da, pe aici trebuie să fac stânga, sau înainte așa. Ei, lămau. Deci noi save aici să ne trezim după aia că avem iar de mers tot drumul ăsta. Că ar fi super nasol. Nu mai intru la nicio legion, asta în pace, am treaba aici cu alte lucruri. Asta. Tăpărăpără. Toate, cum moare instant calul ăla, e incredibil. Calul ăla e ceasul. M-am dus pe sulă. Ok. Tell him he didn't do it. Nu poți să-l bage la pușcărie. N-ai și femei calde?
Aoleu, vorbesc ăștia prea mulți. Salut. Really? You're who she picked? I hope she knows what she's doing. Știe, știe, mă pricep. I can smuggle some equipment into the embassy for you. Don't plan on bringing anything else in with you. The Thalmor takes security very seriously. Give me what you can't live without, and I'll make sure to get it into the embassy. The rest is up to you. Okay, I'll get this inside the embassy for you. I've got to go. I'll find you at the party. Don't worry. Oh god. Asta nu pot trăi fără toate, stai așa. Shit. Dacă mă lași fără astea, te sparg. Serios, te sparg. Mă uit de față, sunt dezbrăcat. N-am știut ce să port așa de... I need... Ok. Ei bine, măcar acum arăt sexy, nu? Dar da, mai bun, o să mergem data viitoare să ne infiltrăm în chestia asta. Așa că dacă v-a plăcut acest video și vreți să vedeți mai multe videouri de genul acesta, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!